Directorii gorjeni care ocupă posturile prin concurs pot fi numărați pe degetele de la o mână. Mulți dintre șefii de instituții publice au pierdut șirul anilor de când se află în funcție. Noul lider al PSD Gorj, Mihai Weber, susține că în perioada imediat următoare se vor face analize pe baza activității fiecărui director în parte. Cei care mimează apartenența politică pleacă acasă. Sunt directorii la deconcentrate care, într-adevăr, sunt de ani de zile, care unii sunt puși acolo, unii chiar simulează o apartenență politică. Unii, într-adevăr, își fac datoria. Nu am făcut niciun fel de analiză pe niciun director în parte, dar doar că în perioada următoare vom vedea dacă fiecare corespunde fișei postului de acolo și dacă performează. Dacă nu performează, existând concurs în desfășurare sau așa ar trebui să fie un concurs de desfășurare, fiecare își arată cunoștințele acolo în cadrul concursului respectiv, să vedem dacă corespunde, dacă va mai corespunde sau nu. Cum alegerile bat la ușă, unii dintre directori sunt salvați, dar există și cazuri care nu mai beneficiază de amânare. Inspectorul General al Educației Gorjene este pe picior de plecare din fruntea instituției. Potrivit unor surse, Ion Ișfan va fi înlocuit de Marcel Amrejeru, fost director al liceului numărul 5. Dacă îl schimbau pe Ișfan, pentru că au fost relatate și de către noi și de alți cetățeni și de presă tot felul de lucruri pe care le făcea el la inspectoratul școlar, era un lucru. Dar să-l schimbi, pe el l-au schimbat politic. Deci l-au luat pe Ișfan, l-au dat la o parte și au adus un alt vicepreședinte PSD, care probabil e acum în grațiile noi conduceri. Adică nu l-au schimbat pe Ișfan că era incompetent. Nu asta e interesat. De altfel, promovarea incompetenților în actuala guvernare este, să vă spun, la ordinea zilei. L-au schimbat pe Ișfan pentru că trebuie să vină inspectorul șef, un alt membru de partid, loial și numit de actuala conducere. Contactat telefonic, inspectorul ISJ nu a confirmat, dar nici nu a infirmat aceste informații.